Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod, fraților, pentru că tot primesc notificări de la videoclipul cu The Link din 2016, când am zis că nu merge GTA 5 pe acel PC de 1700 de lei. Și am zis adevărul și eu de-abia acum, după un an, am observat că procesorul acela, Pentium ăla, în acest video este și overclockat, din câte se poate vedea pe ecran, este la 4,6 GHz overclockat și wattajul la 1,3. Aia este foarte mult și mai ales nu este recomandat fără cooler. Aftermarket, așa că dacă ai vrea să faci overclock-ul ăla să-ți meargă ca în video, trebuie să-ți iei și un cooler aftermarket, să-ți iei și o sursă bună, să-ți iei și o placă de bază bună care suportă overclock-ul și ai ajunge prin 30 de milioane. Deci cam tot un acum PC de 30 de milioane, dar gândiți-vă că la wattajul ăla la 1,3 procesorul se duce cam în 80 de grade. Deci, na, adică eu am un i5, îl știți toată lumea, și l-am overclockat la wattajul de 1.10, mă rog. Și în sesiuni lungi de gaming procesorul ajunge și 70 de grade și eu am și cooler aftermarket. Ok, bine, oricum de la 1.10 în sus începe să scadă gen temperaturile pe wattaj, adică dacă îl bagi 1.3 ar avea cam 80 de grade și oricum este super mult și dacă îl ții în sesiuni de gaming gen să-l ții, bine, 80 de grade nu e neapărat mult, dar în sesiune gaming, gen mai, când joci mai mult, începe să crească temperatura, plus că din câte se poate vedea în video, încă sunt drop frame-uri. Plus că GTX 960 ăla, din câte am văzut eu la începutul videoclipului, era și el overclockat. Pentru că avea frecvență de 1300 de MHz, ceea ce nu cred că are un GTX 960, pentru că până și a meu are 1200 și ăla n-are cum să aibă 1300. Adică știu eu sigur că n-are 1300, deci până și placa video era overclockată în video ăsta. Deci, așa pot și eu, frate, să zic că rulează cele mai noi jocuri pe ultra pe PC-ul meu, dar eu l-am overclockat, știi? Și, da, au apărut și foarte multe comentarii de la, nu știu neapărat copii, pentru că sunt și oameni care scriu așa, gen analfabet. Uite, tocmai ce am văzut un frame drop acum pe filmarea aia. Da, ce înseamnă frame drop-urile? Ei bine, frame drop-ul apare atunci când procesorul ajunge în 100% load. Sau nu neapărat procesorul și RAM-ii. Adică bine, RAM-ii nu prea au, adică au cum, pentru că dacă ai 4 GB de RAM și te joci Battlefield, de exemplu, o să ai frame drop-uri în continuu, pentru că Battlefield-ul folosește cam 8 GB de RAM, 8-9, Battlefield-ul nu mă refer. Și o să ai frame drop-uri foarte nasoale. Bine, nu neapărat, că dacă îl dai mai pe low, nu o să ai frame drop-uri nasoale, dar zic așa. Na, mă rog, hai să continuăm unde era vorba. Hai să vă arăt niște comentarii de la video și să discutăm. Da, hai să vedem, fraților. Aici, ce comentarii avem noi. Procesor ăla nu e o praștie. Cu un 1050, ai 50 FPS-uri pe GTA 5, cu toate pe Ultra și MSAA 2X. Nu cred că e praștie și tu ai 20 FPS-uri fiindcă ai dat overclock la procesor. Boss, prin ce ai zis tu aici, cred că nici nu știi ce înseamnă overclock. Overclock înseamnă să-ți mărești frecvența procesorului. Deci, dacă ți-l overclockezi, chiar merge mai bine, nu mai rău. Ok. Aici avem un comentariu foarte inteligent, adică e destul de inteligent comentariul acesta din câte puteți observa. Așa. Ce deștept e copilul de 10 ani, bravo, băi, ok, ești foarte deștept, du-te în măta. Bă, nu mai iau de gramatică pentru că nu vreau să fiu nesimțit, dar cred că tu ești ăla de 10 ani, ești, frate. Ok, aici alte comentarii. Aș visa eu să am PC acela, bă, n-am nimic cu cei care nu-și permit un calculator bun. Chiar, uite, poți să-l iei, dar nu ți închipui că o să meargă totul pe ultra, pe PC-ul ăla, știi? Copil distrus, ce ești? Și The Link a spus că merge doar să nu ai alte programe deschise. Frate, un PC ți-l-ai să faci multitasking, nu neapărat gaming. Adică, uite, eu când mă joc cu jocuri, mai stau și pe Facebook, mai ale acum, dacă ești doar gamer, da, poți să ți-le, dar nu pe ultra, nu o să meargă pe ultra PC-ul acela. Plus că are 8 GB de RAM. Dacă vrei să joci Battlefield, o să ai frame drop-uri din când în când, nu o să ai chiar des, sau probabil nu o să ai așa de multe, mă rog, poți să mai scazi. Bine, oricum pe PC-ul ăla nu merge Battlefield pe ultra, niciun caz, n-are cum. Da. Ești prost rău, bă, frate, unii nu-și permit PC de 2, de 3.000, 4.000 de lei. Mare rost ai făcut cu vocea aia de copil autist de 10 ani, bine, poate 12. Bă, na, acum nu zic că unii își permit. Da, numai că eu în video ăla am precizat că
nu duce GTA 15 Ultra, da? Deci am precizat. N-am zis că nu-i bun. Dar am precizat că nu duce GTA 15 Ultra, da? Bine, am zis că nu e bun pentru Ultra și e praște pentru Ultra, da? Ok. Băi, ești prost, un Pentium cu 1050 Ti de 4 GB duce GTA 15 low. Chiar mediu, dacă nu știi taci. Bă, în primul rând, Link a zis că duce pe Ultra GTA 5 cu tot în blană și el se referea la 1050 normal, nu 1050 Ti. Pentru că 1050 Ti e mult mai bun. Ok. Eu prind cu 970, cam 110 FPS pe BF1 și pe Doom 180, deci nici FPS-urile nu le știi. Frate, depinde și de procesor aici. Deci, dacă ai procesor i7-6950X Extreme Edition, care e 2000 de euro, bine, o să-și fi, cred că face și bottleneck-ul la dracu cu 970. Ok, ești prost așa, nu știu ce, ești un handicap amilogule. Tu ești copil ofticaș și plângăcios, da frate, eu sunt ofticaș și plângăcios, că eu vă atenție să nu vi-l luați. Adică nu, să nu vi-l luați pentru Ultra, adică na, duce, dar nu pe Ultra. Se vede că habar n-ai ce sunt alea componente pentru un PC de gaming. Ce pizda mă, de calculator vrei să faci tu 1700 de lei, mai mult ai făcut de căcat video ăsta pentru că nu știai cum să-ți arăți componentele la PC, ești dus pe pula cu aia, lasă-te în pizda mă, de YouTube că faci răsarea asta, da frate, ești nebun. Ok. Ne mai uităm pe aici. Hai să vedem. Fiți atenți, vin fanii de 11 ani spălați să-l dălnic așa, care adevărul e că GTA 5 merge pe acel PC, dar nu la maxim, m-a spus fufăietul ăla, la GTA 5 cu setările la maxim consumă cam 11 GB de RAM. Bă, nu consumă 11 GB, niciun caz, niciodată nu o să consume 11 GB, dar nu merge pe placa aia video și pe... Bine, placa aia video nu neapărat, că pe placa aia video merge, dar pe procesorul ăla dual core nici overclockat, ați văzut. Și gândiți-vă, 4,6 GHz de la 3,3 cât are procesorul stock, și da, chiar are 3,3 procesorul stock, e foarte mult. Și dacă ai cooler stock, o să-ți distrugi procesorul. Este prost, eu am calculator cu medium dual core și merge GTA 15 cu medium high. Da, merge cu medium high, probabil. Dar overclocka procesorul sau, nu știu, ai 12 ani și mai juri ceva ca un adult. Frate, poți să juri și la 9 ani mai ceva ca un adult. Ok. Raul, tu e ca ești un căcat care nu știe să pornească nici un calculator. Da, frate, ești nebun. Ești tu deștept, uite-te la Dălin și uite-te la tine copil făcut pentru alocație, plus că Pentium-ul ăla e bun. Da, frate, ești nebun, e cel mai bun procesor, are frame drop-uri overclockat la 4,6 GHz. Puuu, ești nebun la cap. Am cumpărat acest PC și merge genial, dar mai e la câteodată. Dar e bun la banii aceia, cu aia du-te la măta. Ok. Cum zici tu, frate? Ești cam prost, am un E5350 așa și joc MC, da, MC frate, MC frate. Minecraft-ul merge și pe calculatorul meu vechi, frate. Mi-e place omulețul ăsta, are 970 și zice că 1050 e praștie. Da, pentru Ultra e destul de praștie. Dar, hai să vedem noi aici ceva, frate. 1050 Ti, nu caut 1050, de fapt trebuie să caut 1050, frate, că 1050 e placa din video, că uite, GTX 1050 versus 970, ok? Hai să vedem, frate, care e mai bună, ia. Ia, care e mai bună, frate? Hai să vedem care e mai bună. Eu zic că, na, mai trebuie și tu să te consulți cu internetul, nu doar eu. Bine, 1050 e placă de buget, pentru că 970 e oricum mai scumpă decât 1050, știi? Deci e de buget 1050, da? Nu e mai bună, neapărat. Dacă e mai nouă, nu e mai bună. Pentru că așa e și Dacia Logan, cea mai nouă, și un Ferrari de acum 30 de ani. Dar e mai bun Ferrariu, pentru că, na, mă rog, nu mă pricep așa de mult la mașini, dar oricum. Am, așa, Skylake, merge MC for Optifine 300, frate. De ce? Bine că nu zici că îți merge Metinum 60 de FPS-uri. Procul și placa video nu sunt neapărat praști, în general jocurile sunt optimizate pe dual core și quad core, are 3 așa și până la 3,3 GHz la care poți, la cât ai tu, 3,5.
Da, adevărat, dar poți face overclock, numai că nu toată lumea știe să facă overclock, plus că componentele puse de The Link acolo, eu n-am nimic cu The Link, am înjurat un pic, era târziu noaptea, mi se pare să ai smuit câte era ora, frate. Era târziu noaptea oricum, aici nu câte știu. Stai să scop. Ia, mă rog, era 12, dar oricum eram destul de obosit și... Dați seama că venea să înjur când am văzut cât de mulți oameni chiar credeau chestia și eu... Acum voi m-ați înjurat, da? Dar eu am vrut să vă ajut într-un fel, pentru că v-am zis, poate, uite, poate tu ai strâns bani de 2 ani, 1700 de lei, da? Hai, te chinui să strângi bani. Și ții PC-ul ăla și ești dezamăgit de el, știi? Ce faci? Știi? Așa măcar v-am avertizat că nu merge pe Ultra, pentru că, uite, poate mulți au pus botul, bă, merge pe Ultra, ești nebun, hai să-l iau. Dar nu, PC-ul ăla chiar nu merge pe Ultra. N-ai ce să faci, nu merge pe Ultra, n-ai, ești tu prost, mă, nu, dar frate, aia care mă jură, decât să mă jurați, cumpărați-vă voi PC-ul ăla și fără să-i faceți overclock, oricum n-ați avea cum să-i faceți overclock cu componentele alea. Adică cu colorul ăla stock, n-ai, bub, n-ai, bine, hai că bubuie, e o expresie că bubuie, că are protecție procesorul pe el, dar zic așa ca e de... O să-ți moară drept cu procesorul într-un an. Normal, un procesor e estimat să dureze 10-15 ani, fără overclock, la, gen la stock. Pe dacă îi faci overclock în halul ăla, moare într-un an, frate, ești nebun. În 1-2 ani moare maxim, stai că am dat, mi-am luat eroare, frate. Ok. Păi cam atât am vrut să vă zic, eu am să vă las aici. Na. Poate și tu cum aia, da, știu, de obicei vorbesc, de obicei când meste. Na, pălămă. Uite. Salut, sunt pe care am dat și subțin, că sunt un pisit, așa te rog foarte mult, sunt ceva tot așa zile, am buget între 1500-2000 de lei și te rog așa, mulțumesc pentru ceva, păi să vreau să meargă GTC, bine, dacă nu poți așa, vezi, și eu i-am zis, uite aici, dacă scazi din detalii și filmezi, da, dacă scazi din detalii și filmezi cu Shadowplay, Shadowplay-ul nu ia resurse, pentru că e făcut strict de Nvidia și cei de la Nvidia știu cum să-și optimizeze programul pentru placa lor video, deci practic ar merge normal și am recomandat astea, care apare, cred că, what? Nu mai e wishlist-ul, ești nebună? Mă rog, e recomandat să niște componente mai slăbuțe, dar duceau GTA 15 Medium. Bine, 2000 de lei, nu era în 1700, era în 2000. Și am recomandat și îi duce GTA 15 Medium în 1080p și să filmeze cu Shadowplay, care nu ia resurse. În cazul ăsta, OBS-ul ia ceva resurse, dar nu știu cum să vă arăcă în Task Manager. Ia 4.1 din ăsta, dar dacă intrăm în mese e-afterburner, vedeți placa video la 1113 MHz momentan, bine, poate să orice până aici și pot să și eu overclockez placa video, dar nu overclockez momentan. Vedeți? De la 1113, normal, pe desktop stă în 100-200, vedeți? Ia din placa video foarte mult și dacă te joci jocuri care țin de placa video, na, dacă ai placa video mai slăbuță. Hai că mor aici. Ok, fraților, oricum, sper că v-a plăcut. Știu că probabil o să-mi iau hate și la episodul ăsta pentru că sunt mulți copii de 10 ani, sau nu neapărat copii de 10 ani, mulți retardați pe lumea asta și autiști care nu pot să înțeleagă niciodată când le zici ceva. Eu sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut!